Bună ziua și bine ați venit la cursul de săptămâna aceasta, cursul de ierarhie angelice, device și spirituale. Este un subiect foarte vast care se regăsește în mai multe părți și în mai multe feluri pe parcursul cursurilor desfășurate de noi, de Karana, de Academie. Dar acesta de astăzi are ca scop principal înțelegerea tipurilor generale de ierarhii angelice, device, spirituale, deci universale, creative, și cu ce anume se ocupă ei, cu ce se diferențiază, ce caracteristici au și cu ce se diferențiază în mare, în alte ocazii, cu alte cursuri, când vom vorbi de spirite maestru, avem un curs de zei, de panteoane, de mai avem mai multe subiecte în cadrul pe care le puteți vedea în programa Academiei. Acolo o să luăm mai în detaliu anumite ierarhii și o să vorbim mai mult despre anumite structuri din acestea energetice și spirituale. Dar bazele tuturor acelor informații trebuie și se află în acest curs de îngeri, zis așa. Acum că noi, eu personal consider am o părere puțin diferită, o părere, o imagine, o structurare puțin diferită de cea clasică legată de aceste ierarhii angelice, device și spirituale, asta știți deja. Nu vreau să vă confuzionez, să fac o scindare așa, ce spune Anca, ce părere are ea și ce părere este în general publică, da. Și atunci, ca să nu se întâmple lucrul ăsta și să nu puteți să faceți nicio apropiere între ce ați mai auzit, ce mai știți până acum despre aceste ierarhii și ce vă spun eu, o să încerc să fac o paralelă și să vă prezint punctul de vedere general acceptat, așa, legat de aceste ierarhii spirituale și, în particular, vă dau mai multe informații legate de ce anume consider eu că ar trebui spus în plus despre fiecare dintre ele și, în general, despre structura acestor ierarhii. Îmi cer scuze. Veșnica mea răceală. Și să începem. În creștinism, pentru că, în principiu, majoritatea celor care fac acest curs sunt creștini, dar și în alte religii, există noțiunea de înger, indiferent cum se numește, dar ideea este aceeași. Deci aceste entități sunt cu siguranță recunoscute în orice tip de religie. Orice tip de religie, dar au denumiri diferite. Mă ocup mai puțin astăzi cu voi la acest curs de diferențele de denumiri. O să aveți un material scris în care găsiți mai multe informații din acestea tehnice, dar cum am mai spus și în alte cursuri, toate aceste denumiri sunt convenții, pur și simplu convenții omenești ale noastre, prin care noi putem să, când folosim o anumită convenție care denumește un anumit lucru sau ființă sau așa, noi înțelegem despre ce este vorba în concept. Dar, cu adevărat, numele acelui concept, denumirea acelui concept în spirit este cu totul altul și se traduce prin vocale și consoane alăturate care nu se pot replica într-un mod coerent în limba, nicio limbă vorbită. Și atunci este foarte util să avem aceste convenții, dar nu trebuie acum să fim obsedați de aceste convenții. În schimb, găsesc util să înțelegem care sunt convențiile verbale care denumesc anumite ierarhii în diverse religii, lucru pe care o să-l facem dar în alt curs mai târziu. Așadar, în concepția
creștină, avem 9 ierarhii angelice. Așa spun creștinii, în general. Deci nu fac referire ortodoxi, catolici, ce-o fie, da? În general, sunt menționate 9 ierarhii angelice. Acum, o să luăm fiecare ierarhie în parte și o să o discutăm un pic. Dar, mergând puțin în avans, o să spun de la început că, de fapt, aceste ierarhie zise angelice sunt ierarhii angelice, device și spirituale. Adică, în cadrul acestei unice ierarhizări pe care o găsim la creștini, ei au amestecat acolo și îngeri și deva și spirite umanoide.